preacuvioșii, preacucernici părinți, dragi teologi și iubiți frați și surori. Ne reluăm firul catehezelor noastre de duminică seară. Cel puțin teoretic ne-am propus ca în locul celor 7 păcate capitale să cultivăm cele 7 virtuți de căpetenie. Cele 7 virtuți de căpetenie sunt alcătuite din cele 3 virtuți teologice și 4 virtuți cardinale. La cele 3 virtuți teologice de care ne spune Sfântul Pavel că acum rămân aceste 3, credința, nădejdea și dragostea, dar cea mai mare este dragostea, ne-am oprit, rând pe rând. De data aceasta, ne oprim la virtuțile cardinale, care sunt 4, înțelepciunea, dreptatea, curajul și cumpătarea. Și împreună cu cele 3 virtuți teologice, sunt 7 la număr. Numărul 7, numărul desăvârșirii. Despre fiecare din ele s-ar putea vorbi mult. Cele 7 virtuți cardinale, înțelepciunea, dreptatea, curajul și cumpătarea, erau cunoscute și în lumea antică. Numai că în creștinism au căpătat o notă aparte, o nuanță aparte. Și am zis că despre fiecare din ele am putea vorbi. Dacă e vorba de înțelepciune, în Sfânta Scriptură a Vechiului Testament e vorba și de înțelepciunea lui Solomon și de înțelepciunea lui Iisus, fiul lui Sira. Dar în creștinism, înțelepciunea capătă o notă aparte. Adevărata înțelepciune pentru creștini constă în a cunoaște voia aceea sfântă a lui Dumnezeu și în urmarea acesteia din partea creștinului. Lucrul acesta ne spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani, în capitolul 12, în versetul 2. Să nu vă potrivit cu acest viac, ci să vă schimbați prin înnoirea minții, ca să deosebiți care este voia lui Dumnezeu, ce este bun și plăcut și desăvârșit. Aceasta e adevărata înțelepciune. Adevărata înțelepciune constă în a cunoaște voia lui Dumnezeu și a urma voia lui Dumnezeu. În ce privește dreptatea, și dreptatea a fost cunoscută și în lumea antică, mai că și dreptatea în creștinism capătă o notă aparte. Vedeți? În lumea antică, principiul dinte pentru dinte funcționa. Ochi pentru ochi. Ei, alta este atitudinea creștină. Tot în Epistola către Romani, în capitolul 12, de la versetul 14 înainte, referitor la dreptatea pe care o văd creștinii adevărați, citim următoarele lucruri. Binecuvântați pe cei ce vă prigonesc, binecuvântați-i și nu-i blestemați. Bucurați-vă cu cei ce se bucură, plângeți cu cei ce plâng. Cugetați același lucru unii pentru alții.
Nu cugetați la cele înalte, ci lăsați-vă duși spre cele smerite. Nu vă socotiți voi înși vă înțelepți. Nu răspundeți nimănui răului cu rău. Purtați grijă de cele bune înaintea tuturor oamenilor. Dacă se poate, pe cât stă în voi, trăiți în bună pace cu toți oamenii. Nu vă răzbunați singuri, iubiților, și lăsați loc mâniei lui Dumnezeu, că scris este, a mea este răzbunarea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Deci dacă vrăjmașului tău este foame, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Căci făcând aceasta, vei grămădi cărbuni de foc pe capul lui. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul cu binele. Cam așa vede dreptatea un creștin adevărat. Și nu dinte pentru dinte, sau ochi pentru ochi. În ce privește virtutea bărbăției, era admirată bărbăția în antichitate. Da, în creștinism și bărbăția și curajul are o notă aparte. În Sfânta Evanghelie după Matei, în capitolul 14, versetul 3, 24, versetul 13, citim: cel ce va răbda până la sfârșit, acela se va mântui. Auziți? Aceasta e bărbăție creștină. Să răbdăm toate necazurile până la sfârșit ca să ne mântuim. Iar virtutea cumpătării, și ea are în creștinism o notă specială. Scopul cumpătării creștine nu este găsirea unei căi mai comode și mai puțin periculoase pentru creștini, ci câștigarea stăpânirii depline asupra tuturor pornirilor firii sale și, prin aceasta, ușurarea drumului spre desăvârșire. Așadar, cele patru virtuți cardinale, înțelepciune, dreptatea, curajul și cumpătarea, capătă o altă față în creștinism decât o aveau în antichitate. Așadar, smulgând din sufletul nostru cele șapte păcate capitale, în locul lor încercăm să cultivăm cele șapte virtuți de căpetenie, și anume credința, nădejdea, dragostea, înțelepciunea, dreptatea, curajul și cumpătarea. După ce vom cânta împreună, referitor la dragoste, vă voi citi cam ce-a meditat Antonie de Melo în cartea Rugăciunea Broaștei. Iar lectura se referă la dragoste. Teoretic, dragostea este cântată. Prin toate mijloacele de comunicare în masă. Dar practic e aplicată mai rar. Pentru că dragostea nu e o teorie, ci dragostea se face vădită prin lucrare, prin calitățile pe care le are ea atunci când ești în relație cu ceilalți oameni. De aceea Sfântul Apostol Pavel zice în prima epistolă către Corinteni, în capitolul 13,
unde găsim scris imnul dragostei, dragostea îndelung rabdă, dragostea este binevoitoare, dragostea nu pismuiește, nu se laudă, nu se trufește, dragostea nu se poartă cu necuvință, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândește răul, nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduiește, toate le dreaptă, dragostea nu cade niciodată. Ei vei vedea imediat în lectura pe care vă citesc, de la Antonie de Melo, un surogat de dragoste. Un discipol i-a spus maestrului său că dorește să renunțe la lume mai presus de orice, dar familia sa îl iubește atât de mult și nu-l lasă să plece. Iubire? I-a răspuns maestru, asta nu iubire, ascultă. După ce i-a revelat un secret tainic care l-a ajutat să simuleze moartea. A doua zi omul nostru părea complet mort, iar casa sa s-a umplut de faiete și de tânguiri. Atunci maestru a intrat în casă și le-a spus celor din familia îndoliată că are puterea de a-l readuce la viață pe cel mort dacă cineva se oferă să moară în locul lui. Există vreun voluntar? Spre uimirea decedatului, fiecare membru al familiei sale a început să aducă argumente, explicând de ce trebuie să rămână în viață. Soția sa a pus capăt discuției, sintetizând opinia generală a familiei. Nu-i nevoie ca cineva să ia locul. Ne vom descurca și fără el. Aceasta a fost iubirea lor. Nu-i nevoie ca cineva să ia locul. Ne vom descurca și fără el. Ori iubirea adevărată, în chip absolut, ne-o descoperă Mântuitorul, care pentru noi și pentru a noastră mântuire s-a adus jertfă pe cruce. Dragostea desăvârșită este dăruire. Cine iubește cu adevărat este în stare să-și dea și viața pentru cel pe care îl iubește. Amin.